Dragii prieteni Metropola TV, stimați radioascultătorii Sport Total FM, am revenit alături de dumneavoastră. L-am condus pe invitatul nostru din prima parte a emisiunii, Mihai Teja, era să spun experimentatul, da, experimentatul, pentru că la 43 de ani are deja o jumătate dintre aceștia dedicați fotbalului la diferite niveluri și așa cum v-am obișnuit, în partea a doua vom merge la cât mai multe echipe de Liga a doua pentru a vedea cu o lună înainte de startul noului sezon al continuării campionatului cum merg lucrurile la acest nivel competitiv. Vom fi cu imagini și la două partide interesante, dragi prieteni, amical vorbind, cele două formații prahovene, dacă îmi dați voie, Petrolul și Astra, chiar dacă ultima are titulatura Astra Giurgiu, se întâlnesc pe teren sintetic la Câmpina, într-o partidă amicală interesantă, vom avea imagini. De asemenea, așa cum ne-a obișnuit, Steaua TV ne prezintă și astăzi o nouă partidă amicală a echipei pregătite de Daniel Oprița în fața unei formații cu pretenții la nivelul Ligii a treia, este vorba de CS Tunari. Iată Daniel, Steaua TV, meciul al doilea al lui Daniel Oprița și al jucătorilor de la CSA Steaua, după acel 2-2 cu Progresul Spartac, CSA Steaua o ia așa treptat cu echipe de Liga a treia, în condițiile în care Daniel Nazare și stimații prieteni, cantonamentul din Turcia a căzut, CSA Steaua se va pregăti doar în țară pentru reluarea competiției. Mai sunt practic 4 săptămâni până la startul competiției secunde și eu cred că echipele, beneficiind și de vremea bună, că iată nu sunt probleme, pot juca mai multe partide amicale. Nu e zăpadă pe nicăieri și asta este un semn bun. Dacă ne uitam în urmă cu un an, aveam problemele astea cu zăpada și organizatorii aveau de lucru. COVID-ul era mai puternic atunci. Țin minte că doar Cixereda și încă o echipă, cred că Metaloglobus, au fost în cantonamente în străinătate, restul au rămas acasă, dar vremea nu i-a ajutat. Acum, iată că vremea este foarte bună și eu spun că toate echipele, dacă lucrurile nu se vor înrăutăți, au condiții foarte bune. Asta dacă nu au cazuri. Acum nici nu știm dacă echipele de ligă secundă, neîncepând campionatul, și-au putut testa jucătorii. Bănuiesc că mulți dintre ei nu, doar dacă au fost simptomatici. Altfel nu, da, chiar apropo de partida amicală pe care telespectatorii noștri o urmăresc, ambele grupări, Petrolul și Astra, au făcut testele de rigoare pentru a nu fi niciun fel de emoții. Se vorbește totuși că la Astra vom intra în legătură directă cu ofițerul de presă al echipei giurgiuvene, dacă îmi dați voie. Se pare că antrenorul Marcela Băluță lipsește astăzi, tocmai din acest motiv. S-a mutat echipa cu totul la Giurgiu din ce. Nu s-a mutat, dar se va muta în perioada următoare. O să ne povestească Marian Dima, ofițerul de presă. Începând cu săptămâna viitoare, va fi un cantonament la Giurgiu, perioada în care echipa va stabili toate amănuntele legate de mutarea definitivă la Giurgiu, în condițiile în care până acum Astra se pregătea, Daniel, la Ploiești și doar evolua în partidele oficiale la Giurgiu. De acum încolo, se spune, echipa se va muta cu arme și bagaje la Giurgiu. Iată primele imagini, nu? CSA Steaua, CS Tunari, CS Tunari, formație pregătită de Ștefan Odoroabă. Locul 2 este calificată, Daniel, în play-off, iar CS Tunari, apropo de acest lucru, se va întoarce începând cu prima etapă, de fapt cu etapa a doua din Liga a treia, meciul de pe teren propriu, cu Real Bradu pe modernizatul stadion din Tunari. Până acum echipa a evoluat în calitate de gazdă cu precădere la Chiajna, pe terenul sintetic al Concordiei. De cealaltă parte, CSA Steaua, spuneam, a susținut deja o primă partidă amicală cu Progresul Spartac. Știi că vorbeam cu Daniel Oprița. A fost 2-2 după un meci în care CSA Steaua a avut 2-0 la pauză, după care Progresul a întors scorul și a terminat la egalitate 2-2. Vom vedea ce se întâmplă de această dată. Echipele, Daniel, cresc ritmul pregătirilor. Iată că vin meciurile amicale la fiecare final de săptămână și ne apropiem încet, dar sigur, de reluarea competiției în direct aici la Metropola TV și Sport Total FM, 26 februarie. La CSA Steaua au fost și ceva probleme cu câțiva jucători disponibilizați, să spunem așa, destul de multe probleme, în condițiile în care la CSA Steaua în ultimii ani a fost așa o liniște, toată lumea era mulțumită, toată lumea lua banii, nimeni nu era dat afară, nimeni nu era adus, adică era o omogenitate. E, uite că aici au început să scârție lucrurile și cred că vine și dintr-o performanță pe care o cer conducătorii. Ei spun, Doamne, vrem mai sus, locul 6, ce e aia în play-off? Sigur, nu avem șanse la prima dată, trebuie să fim și noi mai sus. Și atunci se întâmplă lucrurile astea, trebuie să scap de unii jucători, să aduci alții și apar problemele care au apărut săptămâna asta în presă. Da, Petrolul, pentru că suntem cu imagini și de la cealaltă partidă, se joacă la Câmpina, meciul amical dintre formațiile divizionare B, Petrolul și Astra Giurgiu. Astra, care spuneam, începe cantonamentul de luni la Giurgiu. Petrolul încă analizează, dragi prieteni, posibilitatea de a merge în Turcia. Cel puțin deocamdată s-a terminat a doua săptămână de pregătire pentru abordarea noului sezon și iată, cu acest meci amical cu Astra, avem imagini de bună calitate de la FCP TV. Iată, Daniel, că aceste cluburi cu pretenții din Liga a doua au fiecare posturi de televiziune care transmit zi de zi activitatea echipei. Sunt formații care au foarte mulți fani și pare normal acest demers. Da, bine, e mult spus că e o televiziune, că n-au program în fiecare zi cum e la Metropola TV, dar au anumite interviuri, meciuri în direct. Eu cred că e o decizie bună și ar fi bine ca federația să impună lucrurile astea. Adică un meci, sigur, dacă e la Liga 2, la Liga 3, nu e transmis, nu-i preluat de drepturile de televiziune ale unei televiziuni mari, da, Digi Sport, cele de sport, da, Lux Sport și Telecom, ar trebui să le transmită în direct. Adică lucrurile astea mi se par normale și pentru Liga a treia. Sunt oameni plecați în străinătate, rude. Spun de ideea asta pentru că Federația Română de Volei a făcut lucrul ăsta și a impus tuturor echipelor să transmită live pe Facebook și pe YouTube partidele de acasă. Da, probabil că și ajută Federația din acest punct de vedere cu ceva aparatură. Nu știu care e, dar ideea e să popularizez. Da? Eu sunt de la Sân Nicolau Mare și am plecat în Spania. Vreau să vă știu că joacă un nepod. La... Unde vezi dacă n-ai lucrurile astea? Da, la Petrolul este puțin mai simplu, dacă n-ai voie, Daniel, pentru că există o asociație a suporterilor, cum bine punctai, care sunt plecați în străinătate, iar aceștia au contribuit financiar la asigurarea aparaturii de care e nevoie pentru ca Petrolul să transmită, inclusiv conferințele de presă dinaintea partidelor, mai apoi ședințele de pregătire din fiecare zi să facem un rezumat. Iată aceste meciuri amicale pe care le putem vedea și noi ca și telespectatorii Metropola TV, dar m-aș întoarce puțin la CSA Steaua. Într-adevăr, acel protest, dacă îmi dai voie, al unor jucători importanți pentru Daniel Oprița, important până acum, Zaharia, Băjenaru, Călințaru sau Ovidiu Morariu, i-a determinat pe cei de la CSA Steaua să-l recheme pe Alexandru Zaharia la prima echipă. Ceilalți trei rămân pe lista de transferări. Acolo unde CSA Steaua, Daniel Nazare și dragi prieteni, a mutat deja semnificativ, l-a adus pe Bustea de la UTA, unde a evoluat destule partide în Liga 1, și pe Răzvan Andronic, un atacant și el obișnuit cu aerul primei divizii, aparține de CFR, unde clar este foarte greu de jucat, însă acesta a făcut o impresie bună la FC Botoșani și la Academica Clinceni. Iată-l pe acest Andronic, chemat de Daniel Oprița la CSA Steaua, două mișcări importante, Daniel. Da, se mișcă Steaua și e normal să se întâmple așa, pentru că pentru ei ar fi o adevărată lovitură de măciucă, aș putea spune, să nu intre în primele 6, pentru că ei, matematic, în momentul de față, dacă mai pierd două meciuri, s-ar putea să nu prindă play-off-ul, da? Și atunci tu, o echipă care te gândești, domne, brand, vrem să jucăm Buget, pe noul stadion, toate, nu? Adică tu să ai un stadion cum e Ghencea și echipa ta să nu intre nici măcar în play-off-ul Ligii a doua, mi se pare că ai o problemă. Adică pentru ce investi banii? Da? Ai investit banii ca să ai și o echipă care să joace meciurile pe teren propriu. Păi nu, Daniel, vezi că aici este și contradicția asta și noi care vorbim foarte des cu Daniel Oprița și cu cei care conduc clubul, obiectivul este clar legat de pătrunderea în play-off. Că n-au drept de promovare este o altă problemă, dar exact de ceea ce spuneai tu, atractivitatea unor meciuri în compania celorlalte formații puternice de la acest eșalon competițional Liga a doua, nu? Cam asta este obiectivul, să găzduiești în Ghencea partide cu Petrolul, cu Hermannstadt, cu Cluj, cu FC Buzău, nu, care și ea este acum pe loc de play-off. Cu siguranță vor fi meciuri nocturnă, în funcție de pandemie, vor atrage destul de mulți spectatori. Și tocmai de aceea Daniel Oprița spune că, deși contractul său nu prevede clar acest obiectiv legat de participarea în play-off, el și jucătorii și-au impus acest statut pentru că, da, ai dreptate, există toate condițiile din toate punctele de vedere pentru că CSA Steaua să meargă mai departe în grupul celor 6 formații care își vor disputa promovarea, evident, fără formația bucureșteană să aibă acest drept sportiv. Și dincolo de infrastructură, de lot, au și un buget destul de bun, adică care este provenit majoritatea din bani publici și sunt aici multe discuții dacă Ministerul Apărării Naționale trebuie să finanțeze o echipă care ar putea promova într-un campionat profesionist. Bine, și Liga a doua este un campionat profesionist, iar rezultatele să nu apară e o problemă. Da? Contradicție importantă. Până la această găsire a unei formule juridice în care să fie o societate comercială, în care să fie MAPN și un sponsor important, deocamdată se cheltuie bani publici și, nu știu, locul 8 pentru o echipă cu un buget de 1 milion de euro în Liga a doua, cred că este totuși prea puțin la brandul și la valoarea peste anii celor de la Steaua. Da, Daniel Nazare, dacă ne uităm însă la FC Brașov, care are un buget mai mare de 1 milion de euro, și ia să ne uităm noi în clasament, unde sunt cei de la undeva în jos, FC Brașov. Da, iată că îi găsim pe cei de la FC Brașov pe locul 16 cu doar 12 puncte, că tot vorbea Daniel, dragi prieteni, de buget. Iată că acolo unde sunt bani suficient sunt alte probleme fotbalistice, iar FC Brașov traversează o perioadă destul de delicată. Echipa are la acest moment un meci amical cu cei de la Zărnești, o echipă de Liga 4-a, pregătită de un fost jucător important, Mihai Stere. Vom încerca și noi, după terminarea acestui joc amical, să intrăm în legătură directă cu antrenorul principal al echipei, care este Călin Moldovan, sau cu Ioan Mărginean, Daniel Nazare, care spune că dumnealui nu vorbește cu presa decât în conferințele de presă organizate de club. Atenție, la fiecare început de săptămână. În rest, nu vorbesc cu presa, eu sunt doctor în fotbal, spunea Ioan Mărginean, și vorbesc doar în cadrul organizat. Să nu vorbească singur la conferințele de presă. Dacă aș fi alături de jurnaliștii locali de acolo, l-aș invita să vorbească singur și aș pleca. Dar era un deliciu, Daniel, pentru cei de acolo, că vorbim cu prietenul nostru comun, Adi Marica, când era și Ilie Stan, chiar era un deliciu. Eu nu zic să vorbești în fiecare zi, dar când se întâmplă ceva, trebuie să vorbești, indiferent că e sâmbătă, duminică sau ți-ai propus tu că luni faci conferință de presă. Nu, dar spun că acea relație tensionată, Ilie Stan, Ioan Mărginean, făcea deliciul presei sportive de acolo din Brașov. Chiar vorbeam pe acest subiect cu Adi Marica și iată că telespectatorii noștri, Daniel, au clasamentul pe ecranele Metropola TV. Petrolul detașat pe primul loc, 42 de puncte. Hermannstadt, ocupant al locului secund, 35. Cluj, 33. Concordia Chiajna, 32. FC Buzău, 28. Ca și CSA Steaua, 28. Echipă care susține la acest moment în direct și aici la Metropola TV al doilea meci amical din această iarnă, în compania unei alte grupări de Liga a treia, vorbim de CS Tunari. Primele două, Daniel, Petrolul și Hermannstadt, au biletele pentru faza următoare în buzunar. Clujul și Concordia sunt aproape. Emoții pentru FC Buzău și Steaua. Așa este, sunt echipele cele mai de jos și la câte etape mai sunt până la finalul sezonului regulat, ar fi cam 4 echipe care, din punctul meu de vedere, nu prea au cum să piardă această poziție. Bătaia este la ultimile două acolo, Buzău, Steaua, și dacă o să vedem imediat și cum arată clasamentul de la locul 7 în jos, o să vedem că e o luptă foarte, foarte mare. Mai sunt 3 etape, nu? Sper că nu greșesc. 3 etape, în mod normal 42, 35, 32, 32 și 28 și 28. Practic echipele cu 28 de puncte au emoții, dar și ele, dacă vor câștiga toate meciurile sau toate punctele puse în joc, n-au cum să rateze play-off. Da, Cixereda miercuri au Unirea Slobozia. Uite că se vede și locul 78, deci 26-24. Cixereda e la 2 puncte de play-off. Da, pare cea mai autorizată candidată la un loc acolo, între primele 6, încercând să detroneze formațiile care sunt pe locurile 5 și 6, FC Buzău și CSA Steaua. Cixereda, o poziție bună, nu este ieșită din calcule total nici Unirea Slobozia, echipa de pe locul 8, care l-are ca antrenor principal pe Adi Mihalcea. Unirea Slobozia, care evoluează și ea la acest moment într-o partidă amicală la Călăraș cu Înainte Modelul. Ajungem la Comunal Șelimbăr, locul 9 cu 23 de puncte. O echipă, Daniel, care a pierdut niște puncte importante, 4 la număr, în ultimele 2 etape cu încă 4 puncte. Iată, Șelimbărul era în acest moment chiar pe locul 7, la un singur punct de CSA Steaua și se putea prefigura o mare surpriză. Locul 10, Unirea Dej, 22 de puncte. Locul 11, departe de pretenții, Metaloglobus București, 22 de puncte. Locul 12, ce să mai spunem, de Politehnica Iași, 21 de puncte. Iar pe locul 13 regăsim Ripensia Timișoara, formația pregătită de Florin Fabian, care și ea evoluează amical astăzi cu o echipă de Liga a 4-a din Timiș. Ne întoarcem cu imagini, nu, la Câmpina, teren sintetic. Am văzut acolo, minutul 10, Petrolul Astra 0-0. Și continuăm, stimați prieteni, Politehnica Timișoara, locul 14 cu 20 de puncte. Pe locul 15, ASE Viitorul Pandurei Târgu Jiu, 20 de puncte. Vom încerca să mergem ultima oră emisiunea noastră și la Târgu Jiu, pentru că Daniel Eugen Trică nu s-a înțeles cu Viitorul Pandurii. După o săptămână de negocieri, cele două părți au decis că nu este cazul să înceapă o altă colaborare. Alexandru Ciobanu este cel care, cel puțin deocamdată, rămâne să pregătească această echipă. Iată imagini pe Metropola TV și de la meciul dintre CSA Steaua și CS Tunari. Iată-l pe Adi Popa, Daniel Nazare acolo în imagini. Numărul 88. Apropo de Eugen Trică, el dacă ar semna cu Viitorul Pandurii și ar fi dat afară, să spunem, peste 3 etape, n-ar mai putea antrena încă o dată, care deja 2 echipe la care a activat în acest sezon. Și de-aia nu s-a dus acolo? Sau? Nu știu, mă gândesc că sunt multe calcule pe care trebuie să și le facă antrenorii. Nu poți să antrenezi 3 echipe într-un sezon competițional. Da, și așa stă bară, în fine. Probabil că, da. Poate are o altă ofertă, n-avem. Am citit. Poate pleacă Napoli după două etape și vine înapoi la Craiova. Da, să vedem FC-ul Craiova acum când debutează noul campionat, că tot vorbim de Liga 1. Ți-a plăcut Dinamo seară, Daniel? Între timp, până prindem noi un prim telefon de Liga 2? Nu e o echipă care m-a impresionat. Eu am anticipat chiar ieri dimineața, vorbeam în matinalul Sport Total FM cu Gabi Maricescu și spuneam că văd o victorie pentru FC Argeș, pentru că e echipa mai stabilă, care s-a pregătit, care a adus jucători, care are jucători mai buni și există o stabilitate la Pitești de foarte mult timp. De când există un staff tehnic care a rămas pe loc, există bani, există. Dar era, Daniel, presiune la Pitești, că am văzut-o de ca primarului Constantin Gentea, Cristian Gentea, care spunea că dacă echipa nu vince pe Dinamo, poate că a prins bine această motivare, vor fi, știu eu, anumite probleme după joc, iar aprecia și Prepeliță, Andrei, după meci, că, doamne, a fost o presiune pe noi, era normal într-un fel și dacă nu greșesc, am impresia că FC Argeș, Daniel, a prezentat un 11 fără nicio noutate, adică această omogenitate la ora partidei a contat foarte mult. A contat foarte mult și e o echipă care totuși n-a plecat în cantonament, în sănătate, s-a dus de la Pitești la Mogoșoaia, au stat acolo, au jucat. Nici Dinamo n-a plecat. Nici Dinamo n-a plecat, dar Dinamo e efervescență, sunt suporterii supărați, a venit Stoican cu o altă mentalitate, l-au luat pe Patrichie, au mai luat încă 5 jucători de care n-a auzit nimeni, nu s-a întâmplat nimic. Îți spuneam puțin mai devreme, sincer, Stoican, poate că a adus acel elan, a adus un pic de entuziasm, dar ce să faci tu, cum spunea și Mihai Teja, invitatul nostru, dacă jucătorul tău, experimentatul Răzvan Patrichie, comite acel fault acolo? Greu de acceptat. A fost un faul, dar a fost un faul care n-a fost intenționat din punctul de vedere. Știu, dar a fost lovitură de la 11 metri decisivă în economia partidei, nu? E adevărat. Și de la un jucător cu mare experiență, Daniel? Nu știu, asta se întâmplă. Se putea întâmpla și la oricare dintre alte echipe. Adică nu e discuția asta. Discuția e cum reușește Dinamo să adune puncte. Eu nu cred că Dinamo își propune în momentul de față să ia puncte de la echipele care sunt în prima jumătate, să dăm un exemplu, da? Iar FC Argeș, ca valoarea echipei și a lotului și așa mai departe, este în primele 8. Eu cred că lupta celor de la Dinamo va fi cu Clinceni, cu Gazmetan și cu echipele aflate acolo, în zona play-out-ului. Da, iată, Daniel și estimații prieteni Metropola TV, primul gol al disputei amicale dintre CSA Steaua și CS Tunari, Adi Popa, lovitură de gol și deviază acolo cu capul. Să vedem cine a marcat. Este 1-0 pentru echipa pregătită de Daniel Oprița, care începe, ca și în partida trecută, bine acest joc amical. Deambeța îl vedem acolo și pe Vali Bărbulescu, iată-l și pe Bogdan Chipirliu, iată-l și pe Bustea cu numărul 30, noul venit, titularizat deja de Daniel Oprița. Să revedem și noi cine a reluat cu capul acolo după lovitura de colț executată de Adi Popa. Iată, Daniel, nume importante la CSA Steaua, nu? Numai câteva pe care le-am trecut în revistă acum. Arată bine așa pe hârtie. Daniel Oprița, dacă ne uităm la profilul lui de antrenor și în perioada în care a fost la Juventus și pe unde a mai activat, a avut întotdeauna, a mizat pe fotbaliști cu experiență în anumite zone ale terenului și la mijloc aici cu Bărbulescu și în general le dă credit acestor jucători și Popa, acum că are și el o vârstă respectabilă, sunt fotbaliști care pot face diferența la un nivel mai scăzut. Da? Cu siguranță dacă CSA Steaua, să spunem, peste un sezon va fi în Liga 1, va avea un alt nivel, pentru că acești fotbaliști sunt buni și au experiență la Liga 3 și la Liga 2. Dar nu știu dacă te poți duce cu Bărbulescu și cu Adi Popa să joci în Liga 1. Dar cu marcatorul primului gol este vorba de Deambeța, care la 29 de ani are mulți ani de fotbal în spate, cu siguranță. Și la Petrolul, dacă nu mă știu. Și la Sportul Studențesc și la multe alte echipe. Deambeța a venit de la CS Mioveni, cel care a marcat acum primul gol al disputei amicale dintre CSA Steaua și CS Tunari. Iată că telespectatorii Metropola TV au avut așa posibilitatea în, știu eu, încălzirea dinaintea startului noul sezon. Vom vedea aici la Metropola TV în fiecare etapă meciuri interesante și de ce nu goluri spectaculoase, cel puțin deocamdată. Deambeța, fundașul central experimentat de altfel al formației pregătite de Daniel Oprița, un reper important, Daniel, pentru Oprița, prezența lui Deambeța acolo în centrul defensivei, un jucător de 29 de ani care are în spate de destule sezoane petrecute în Liga 1. Da, aș vrea să-i văd pe cei de la CSA Steaua și într-un meci cu un adversar mai bun. Și probabil că se va întâmpla lucrul ăsta. O iau așa, treptat. Să vedem la ce nivel sunt față de prima parte a campionatului. Pentru că ei vor trebui să înceapă foarte bine. Adică ei nu-și permit ca o altă echipă să piardă 2 meciuri din cele 3. Pentru că în momentul în care au pierdut un meci sau au făcut un egal, deja sunt luați din spate de Cixereda și de Unirea Slobozia, care așteaptă fiecare pas greșit. Da, eu vreau să-i văd la un nivel mai ridicat, pentru că CS Tunari, cu tot respectul, nu e echipă care să le pună probleme. Da, în prima partidă oficială din noul an, fotbalistic, formația lui Daniel Oprița merge la Techirghiol pentru disputa cu Unirea Constanța, echipa care se află și ea în cantonament la baza FCSB-ului, evident, unde se pregătesc zi de zi jucătorii antrenați în continuare de Leo Strizu. Au și cei de la Unirea Constanța o serie de partide amicale de susținut, dar referindu-le la CSA Steaua, primul joc oficial din acest nou an este cel cu Unirea Constanța. Și iată că mergem și la prima legătură telefonică. Astăzi avem plăcerea de a-i spune bună ziua lui Marin Mitran, managerul general al echipei FC Buzău. Te salutăm, domnule, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Echipele de Liga a doua, Marin Mitran, pregătesc atent în noul sezon și formația pe care o conduci, FC Buzău, este în cantonament la Râmnicu Sărat. Da, da, exact. Ne-a trebuit ceva timp să ne decidem, fiindcă aveam un program mai complicat un pic, dar am decis să rămânem acasă, să ne pregătim aici, fiind și problema asta cu Omicronul și așa mai departe, și sperăm că am luat o decizie bună. Da, până la urmă, deci nu se mai pleacă în Republica Moldova, nici măcar la Felix și mai apoi acele jocuri amicale din Ungaria. Rămâne FC Buzău în zonă pentru a pregăti atent restul etapelor care mai sunt și care ar trebui să aducă, Marin Mitran, calificarea în play-off. Da. Păi nu, erau multe lucruri care nu erau clare în momentul respectiv și costurile se ridicau foarte mult. Vă dați seama, dacă trebuia să facem vize pentru jucători, teste PCR și la intrare și la ieșire în ambele țări, și în Moldova și în Ungaria, nu era foarte rentabil și din aceste motive le-am oprit și am rămas acasă. Da, a fost primul joc amical ieri după amiază în cantonament, chiar cu echipa locală de Liga 3, CSM Râmnicu Sărat. Ce s-a întâmplat, Marin Mitran? A fost un joc bun de pregătire, după o încărcătură foarte mare în zilele trecute, și cred că am reușit să scoatem în evidență ce am avut nevoie. Deci, ești bun, am câștigat cu 5-1. Da, nu putem să spunem mai mult, fiindcă e pregătire și după încărcătură multă. Daniel? O eventuală, acum ne gândim și la ce e mai rău, chiar dacă vă dorim toate cele bune, dacă echipa nu merge în play-off, este o tragedie pentru noastră, ar fi o problemă pentru club, sau mergem înainte în continuare? Nu este o tragedie. Noi știm ce obiective avem exacte și formăm o echipă anul acesta, dacă nu o să reușim, dar na, noi încercăm și sperăm. Și nu va fi nicio tragedie, suntem puternici și mergem mai departe, normal. Încercăm să scoatem maximul după aceea, dar vom încerca totuși să primim play-off. Totul e în mâna noastră. Da, Marin Mitran, știm cu toții că niciodată antrenorul nu pare să fie mulțumit de lot. Iată, conducerea de la FC Buzău i-a satisfăcut ceva din pretenții lui Cristi Pustai, aducând doi atacanți, Mihai Neicuțescu, de la Dinamo, dorit și de alte echipe și din Liga 1, dar și din Liga 2. Iată că Buzău l-a contat. Mai nou și Vali Balint. S-a încheiat campania de achiziții, Marin Mitran, sau mai urmează? Nu s-a încheiat. Am adus și un fundaș central să-l vedem un pic, câteva, 2-3 zile, care a mai jucat pe la Chiajna și la Cixereda, un grec, Initsidis, și mai vine un mijlocaș central, îl vedem. Încă n-am terminat și mai sperăm să aducem doi jucători care să completăm lotul. Unele ne lipsesc. Da, Marin Mitran, în perioada următoare, echipa continuă la Râmnicu Sărat, sau care este programul formației pregătite de Cristi Pustai? Da, da, continuăm pregătirea la Râmnicu Sărat. Avem condiții foarte bune și de cazare și avem două terenuri de antrenament, chiar sunt ok. Avem un artificial și un natural pe care ne antrenăm. Condițiile sunt bune, soare, e ok. Suntem foarte mulțumiți. Am luat o decizie bună. Cu cine? Vom vedea în campionat, Marin Mitran, că acolo contează. Da, corect. Pe punct, acolo. Contează, pentru asta ne pregătim. Celelalte echipe se pregătesc, va fi o luptă crâncenă, probabil, și vom vedea la sfârșit, peste după cele trei etape care le mai avem în campionatul regulat. Da, se spune, Marin Mitran, că și cei care vă conduc sunt mai atenți în acest an și pare că au crescut puțin, așa, nu? Contribuția la bunăstarea echipei. Da, suntem ok, suntem mulțumiți, ne-au susținut 100% până acum, deci nu avem nicio problemă, deci salariile băieții sunt foarte bine, deci toate sunt ok, așa, în principiu suntem foarte mulțumiți. Și sperăm și noi să le satisfacem doleanța sau plăcerea sau să ne calificăm în play-off. Cred că nici nu mai știe Cristi Pustai, experimentatul tehnician care conduce FC Buzău. La al câtelea cantonament de iarnă este Marin Mitran? Oh, multe. Sunt foarte multe. Nu, dar suntem bine și ne pregătim foarte bine, credeți-mă. Și cred că am luat decizia bună să rămânem aici. Suntem aproape, putem să venim și la Buzău, să ne antrenăm, să facem 2-3 meciuri amicale pe stadionul nostru, fiindcă avem primul meci acasă și ultimul și cred că e foarte bine ce decizie am luat. Următorul amical, Marin Mitran? Da, pe 28 jucăm cu Metalul Buzău, cu vecinii noștri. Jucăm ori la Buzău, ori la Râmnicu, să depinde de condițiile de afară. Dacă nu va nici, vom juca la Buzău, pe stadion. Și după aceea avem meciuri cu Metaloglobus, 2 meciuri, 2 retur. Avem cu Poliaș, jucăm acasă, pe 16 și după aceea ne pregătim de campionat. Așteptăm săptămâna care urmează să vedem cine mai vine la FC Buzău, cel puțin deocamdată Marin Mitran. Îți mulțumim, spor la treabă. Salutări lui Cristi Pustai. Mulțumim foarte mult. Ne întoarcem, Daniel. Neicuțescu la FC Buzău, un jucător dorit și de alte echipe, de Liga a doua în special, și mai nou și Vali Balint, un atacant care, din păcate, nu s-a mai întâlnit cu golul de ceva vreme, s-a dispensat Concordia Chiajna de serviciile lui și iată-l, a contat de FC Buzău. Mi se pare că Buzău stă mai bine decât stătea anul trecut pe vremea asta. Atunci se vorbea și de faptul că s-ar putea desfința echipa, că nu mai existau sursă de finanțare. Acum, uite că e o poziție de play-off, uite că face transferuri, da, și fotbaliști care au jucat pe la Liga 1 și chiar vârful Ligii a doua. Adică există o anumită disponibilitate și asta dă o siguranță. Buzău n-a mai arătat de mult atât de bine în clasament. Dacă ne uităm în anii precedenți, la jumătatea campionatului pe ce loc erau. Da, emulație deosebită la Buzău. Echipa este pe loc de play-off. Se spune de la fața locului că sunt asigurate mai toate condițiile pentru a obține această performanță până la urmă, calificarea în play-off. Aruncăm și noi către televizor, fără gol în continuare, partida amicală dintre Petrolul și Astra Giurgiu, găzduite de Câmpina. Suntem la jumătatea primei reprize. De cealaltă parte, CSA Steaua a deschis scorul prin Deambeța, experimentatul fundaș central, în jocul amical, de la care avem acum imagini, cu o echipă de Liga a treia, cu pretenții și ea la acest nivel competițional. Este vorba de CS Tunari. Echipele de Liga a doua încet, încet intră și în meniul jocurilor de verificare. Se va aduna săptămâna viitoare și ultima echipă, Daniel, care n-a început pregătirile. Este vorba de Dunărea Călărași. Inclusiv la Brăila, echipa se antrenează în condițiile dificile pe care le are. Știi, când nu ai bani, e mai bine să începi mai târziu pregătirile, că sunt niște cheltuieli. Păi și în campionat nu se va vedea asta, oare? Vrei să eviți retrogradarea. Ca Dunărea Călăraș, spune. Dar nu există. Nu știu dacă se mai poate la cele două echipe. La Brăila nu, dar la Călăraș și... La Călăraș dacă se schimbă lucrurile. Da, iată că mergem, așa cum v-am promis, la această partidă amicală interesantă în care se întâlnesc două formații de Liga a doua, Petrolul și Astra Giurgiu, și avem plăcerea de spune bună ziua lui Marian Dima, ofițerul de presă al echipei Astra Giurgiu. Marian, te salutăm! Cum e vremea? Care e atmosfera? Cât e scorul? Bună ziua, vă spun și eu, 0-0 undeva în minutul 27, cred eu că este acum, pe terenul de la Câmpina, terenul sintetic din al doilea municipiu al Prahovei, gazdă bună astăzi pentru circa 200 de suporteri petroliști veniți să-ți vadă favoriții la primul amical din acest an. Un 0-0 până în acest moment echitabil, am putea spune, fără mari ocazii la niciuna dintre porți. Ambele echipe aflându-se la începutul pregătirilor, fără perioadă de cantonament centralizat până în acest moment. Da, Marian, la Astra evoluează și capitanul la Astra, la Petrolul, și fostul capitan al Astrei, transferat în această iarnă la Petrolul, sau este doar pe banca de rezerve? Nu, ambele echipe vor folosi pe durata celor 100 de minute, pentru că se vor juca două reprize a 50 de minute, vor folosi garnituri diferite. În prima repriză, Dragoș Gheorghe nu se află în primul 11 trimis în teren de către Nae Constantin. Practic se joacă doar cu jucătorii care vor lua și în tur, fără noutățile din această iarnă. Nici Velisar, nici Dragoș Gheorghe nu sunt în primul 11. Da, Marian, normal, ținând cont de situația celor două echipe, Petrolul a mutat puțin. În schimb, Astra Giurgiu caută să completeze un efectiv care să fie capabil să mențină echipa în Liga a doua. Ăsta este obiectivul, cred. Da, în condițiile în care cei mai buni 2-3 jucători din tur, din punct de vedere al cifrelor și al minutelor jucate, anume Dragoș Gheorghe, așa cum spuneai, golgeterul echipei, capitanul Gabriel Șerban plecat la Hermannstadt, respectiv Riza, care și-a depus memoriu pentru a deveni liber, și Moroz, de asemenea, în Camera Națională de Soluționare a Litigilor, cu două amânări până în acest moment, nu sunt pe teren și probabil că nu vor face parte din efectiv în a doua parte a sezonului. Rămâne de văzut cum se vor putea umple cel puțin aceste patru posturi destul de importante, în sensul că totuși au fost jucători care au evoluat constant în prima parte și chiar au avut un randament peste medie. Salut, Marian, Daniel Nazare sunt. Vreau să te întreb ce e acolo, că am văzut mult fum. A luat foc vreo casă sau a venit galeria? Nu, cei 200 de suporteri petroliști au uzat de recuzita obișnuită. Au fost vreo 7-8 petarde aruncate și vreo 2 fumigene. Urările de bine pentru rivalele din București, pe care Petrolul speră să le întâlnească de la anul. Culmea e că au început cu Dinamo, va fi greu să o întâlnească de la anul. Așa, este o atmosferă plăcută. Suporterii au așteptat cu nerăbdare această primă apariție din 2022. Petrolul a mai încercat să joace un amical săptămâna trecută cu tricolorul Breaza, anulat însă. Urma să-l joace astăzi, l-a schimbat și joacă cu Astra. Va urma, înțeles, săptămâna viitoare un amical cu Unirea Slobozia, tot la sfârșitul săptămânii. Și se vorbește, Marian, și o ultimă întrebare, de faptul că și Astra Giurgiu va începe un cantonament chiar la Giurgiu de săptămâna viitoare. Datele sunt foarte clare sau încă se mai deliberează? Este posibil. Am înțeles, încă mai ne gândim la acest lucru. Mai vin jucătorii la Astra, Marian. Vedem ce se întâmplă. Oricum, obiectivul cu noul tehnician, Marcela Băluță, pe banca tehnică, este rămânerea în Liga a doua. Da, să spunem că Marcel nu este astăzi pe banca tehnică, are o problemă medicală care îl împiedică să fie alături de jucători. Echipa este condusă de secundul George Șanț Mare astăzi. Marian, mulțumim foarte mult. Ne vom mai întoarce cu imagini, cel puțin, la această partidă și cu tine, de ce nu, în repriza a doua, pentru a vedea dacă s-a marcat. Probabil că se va marca. Mulțumim foarte mult deocamdată pentru prezența la Metropola TV. În continuare, salut și pe colegii și invitații tăi. Mulțumim foarte mult, Marian Dima, ofițerul de presă al Astrei Giurgiu, echipă care, iată, nu este condusă. Jucătorii, antrenori au plecat, dar Marian Dima a rămas la Astra. Păi, mai greu să schimb ofițerii de presă, Daniel Nazare, nu? Contractul este oarecum pe viață. Imagini pe ecranele Metropola TV de la cele două partide amicale interesante găzduite astăzi de Arena din Câmpina, vorbind de meciul dintre Petrolul și Astra, 0-0, și respectiv Ghencea, unde CSA Steaua conduce cu 1-0 și iată, a fost o ocazie importantă acum în disputa cu CS Tunari. Astra Giurgiu se caută, Daniel, situația nu este una deloc plăcută și iată că cei mai buni jucători au părăsit echipa căutându-și alte destinații. Astra Giurgiu plătește pentru tot ce s-a întâmplat în Liga 1. Faptul că n-au avut ei, rămânând în Liga 1, ar fi avut banii din drepturile TV cu care ar fi gestionat cât de cât. În momentul în care au căzut, au rămas foarte multe restanțe. Ei, acele restanțe s-au transformat în minus de puncte, da? Echipa acum, dacă n-ar fi avut punctele alea minus, era mai liniștită. Era aproape de play-off. Avea 21 de puncte, da, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul ăsta. Adică lucrurile erau, dar asta te trage înapoi, tot ce s-a întâmplat atunci. Ei au nevoie de o infuzie de capital pentru a plăti toate acele datorii, dar iată că nu s-a întâmplat nici de la fostul patron, care înțeleg că este tot întemnițat și nu poate fi în libertate, și iată că echipa se chinuie. E bine că nu s-a desfințat, pentru că s-a vorbit foarte mult timp de faptul că Astra ar deveni o amintire. E, uite că echipa continuă, măcar să reușească să se poată menține în Liga a doua în acest sezon pentru a supraviețui, pentru că ea, dacă nu va termina sezonul, practic nu va mai exista ulterior. Da, pare de bun augur și această mutare la Giurgiu, că tot vorbim de Astra. Da, există implicare locală acolo, au stadionul care e al lor. Daniel, legat de cantonament, de cazarea jucătorilor, de masa pe care aceștia o servesc, în condițiile în care la Ploiești o a doua bază sportivă a acestei echipe a fost deja vândută și a fost scos la licitație și stadionul din cartierul 9 Mai, casa Astrei, foarte multă vreme, de aceea apare această mutare la Giurgiu și cu implicarea factorilor locali. Marcela Băluță, Daniel Nazare, la prima experiență ca antrenor principal, cel mai notabil eveniment din viața lui ca antrenor rămâne postul de antrenor secund la FCSB. Într-adevăr, este și pentru el o șansă, dar gândește-te că în această perioadă Astra Giurgiu a avut, cred că a numit doi antrenori, că unul a plecat între timp, și a mai ofertat vreo 7-8, adică păstrând proporțiile, un fel de federație română de fotbal care contactează mulți, dar toți refuză și atunci trebuie să găsim o variantă. Asta s-a ajuns. Marcela Băluță, care e un antrenor tânăr, adică pentru el, care nu avea nicio ofertă, să antreneze la Liga a doua. Acum să vedem dacă va fi o piatră de moară pentru el sau, din potrivă, va fi o șansă. Că dacă reușește să o salveze, eu cred că și-a făcut treaba. Păi da, dar vorbeam și cu Mihai Teja. Reușește să o salveze, dar odată ce au plecat cei mai buni jucători, lotul este unul evident subțiat. Au venit alții cu pregătire de pe la Liga a treia, că na, te încadrezi în rigorile pe care le ai și ca buget și ca condiții, ca orice. Băluță nu putea refuza, Daniel, pentru că era șansa lui de a antrena în Liga a doua, care îți vine foarte, foarte rar, că dacă era bine, nu apelau ei la Marcela Băluță, clar. Ai văzut, Gabi Manu a fost ca și instalat la un moment dat, prietenul nostru Gabi Manu, care și el deocamdată, Daniel, și pare greu de crezut că și Gabi Manu va putea reveni în perioada următoare, în Liga a doua, pentru că mai peste tot locurile sunt ocupate la nivel de antrenor principal, în special la echipele care îți oferă condițiile necesare pentru a lucra în liniște. Da, dar știm foarte bine că e o ligă care e fragilă și imediat cum un rezultat nu este bun, imediat schimbăm antrenorul. Dar sunt și mulți pe margine, Daniel, care așteaptă foarte și alții. Mulți, sunt foarte mulți, dar știi cum e, se împart în două categorii antrenorii din punctul meu de vedere. Cei care reușesc să își mențină punctul de vedere, care au o anumită linie, da? Care nu renunță la principiile lor, și sunt cei de-a doua categorie care, indiferent de situație, ei vin, indiferent că e vorba de FCSB, FC Voluntari, Academica Clinceni sau Unirea Constanța. Iată, Daniel, că se ține bine CS Tunari în amicalul cu CSA Steaua, 1-0 după 33 de minute. Reamintesc că reușită semnată de Deambeța și ai dreptate, Daniel, parcă e primăvară, ne uităm așa la vremea de afară, la terenul bun care există. Nu sunt precipitații și nu bate nici vântul. Da, plus că la Câmpina, la celălalt meci amical pe care îl transmitem la acest moment, Petrolul cu Astra Giurgiu, suprafața sintetică este una de foarte bună calitate și acolo chiar că nu sunt probleme. Deambeța este cel care a marcat singurul gol al amicalului dintre CSA Steaua și CS Tunari. CSA Steaua... la vreme, sunt 3 grade, nu bate vântul, n-a înghețat pământul și lucrurile merg foarte bine. Da, da, CSA Steaua, care a renunțat între timp, stimați prieteni, la preconizatul cantonament din Antalya. Rămâne echipa lui Daniel Oprița doar în țară și este o problemă, pentru că, îmi spunea Daniel Oprița, ei s-au gândit la acest program de cantonament în străinătate și mai toate echipele și-au făcut programul de meciuri amicale. Este greu acum să găsească parteneri de întrecere pentru perioada în care, teoretic, echipa trebuia să fie în cantonament în Turcia. Să-l urmărim pe Adi Popa, stimați telespectatori, într-o poziție bună. El văd că are mingea. Păi cine să ia mingea acolo? Mai e și Chipirliu, nu? În preajmă, poziția pare una ideală. Cred că Chipirliu. Chipirliu cu piciorul drept, poziție ideală acolo. Să vedem dacă urmărim în direct golul cu numărul 2 al partidei amicale dintre CSA Steaua și CS Tunari. Este 1-0, minutul 35 și Bogdan Chipirliu, unul dintre jucătorii importanți ai formației pregătite de Daniel Oprița, se pregătește să... Nici măcar acolo să mai fie 1-2, să mai sară peste o minge. Nu, e clar că dă el. Adică e ca la lovitura de la 11 metri. Și este 2-0. Mingea este deviată de zid. Tocmai de aceea parcă nici nu se bucură așa de Bogdan Chipirliu. Nu cred că acolo a vrut să tragă, nu? Nu, a vrut să dea frumos, așa spectaculos, dar să urmărim reluarea. Bogdan Chipirliu șutează, zidul deviază, însă important este că, iată, telespectatorii Metropola TV au văzut al doilea gol al disputei amicale dintre CSA Steaua și CS Tunari. Bogdan Chipirliu, pe el îl trecem, Daniel, ca autor al golului. Revedem această fază. Cu piciorul drept, Bogdan Chipirliu. Zidul a avut niște fisuri mai mari. Uite, s-a întors cu spatele unul dintre fundași și mingea a trecut pe lângă el. Așa e când în zid te întorci cu spatele, pentru că poziția devine oblică și are loc pe unde să treacă mingea. Dacă stăteai lipit de adversar, n-avea cum să treacă mingea. Și nici măcar n-a șutat foarte tare Chipirliu. Hai să fim serioși. Nu, și portarul chiar n-a mai avut ce să facă dacă mingea s-a dus undeva în stânga lui. Bogdan Chipirliu, om de bază pentru CSA Steaua, în dorința de a prinde o poziție de play-off la finele sezonului regulat. Iată-l în continuare în imaginile furnizate de Steaua TV, care de fiecare dată cu promptitudine avem această facilitate de a urmări meciurile amicale pe care le organizează echipa lui Daniel Oprița. Ce gol, Daniel! Parcă asta se întâmplă ca și campionatele județene, oarecum. Execuția lui Oprița, a lui Chipirliu, a fost deviată și este 2-0, asta este cel mai important. Arată bine, poftă de gol CSA Steaua și normal când întâlnești echipe de Liga a treia, nu? Da, și mă uit și la adversar, totuși mulți dintre ei sunt copii. Nu, cred că e un meci de verificare în care te interesează mai mult zona tactică, pentru că nu cred că rezultatul e relevant nici măcar pentru Daniel Opriță. Da, nu avem formula de echipă, dar l-am reperat acolo pe Bustea, la capitolul noutății, jucătorul adus de la UTA. Și iată, Daniel, dacă îmi dai voie, și aici un fel de politică pe care am văzut-o de foarte multe ori la Giussi Balint. Daniel Oprița îl recuperează, dacă îmi dați voie, pe Bustea, alături de care a lucrat și la Juventus București, după un sezon sau două petrecute la UTA, în care în prima parte Bustea chiar conta pentru Giussi Balint, acum nu mai era cazul, și iată îl transfera de CSA Steaua alături de Răzvan Andronic și punctam două mișcări interesante pentru CSA Steaua în această pauză competițională. Dacă ne uităm la UTA și la ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, este faptul că se rulează foarte mulți jucători. Și cu precădere străini. Și cu precădere străini, aici e un caz fericit, dar nu știu, parcă nu are răbdare să integreze sau poate e nemulțumit de ei, chiar nu știu care este strategia lui Laszlo Balint. Adică e nemulțumit de cei pe care îi aduce acum 6 luni și le dă drumul, sau încearcă mai multe variante până o găsi varianta bună. Nu știu, încerc să găsesc o înțelegere a acestui antrenor. Da, mă gândesc, Daniel, că totuși Giussi Balint are niște pretenții când vine un jucător de genul ăsta, nu? Și probabil bine plătit, pentru că la UTA stabilitatea pare să fie la ea acasă. Iată că Ioan Hora, un alt nume important de la UTA, făcând așa trecerea la Liga a doua, s-a dus la Hermannstadt. Adică mă gândesc, Daniel, că echipa de genul ăsta, cum este Hermannstadtul în cazul nostru, plătește destul de bine, pentru că Hora nu, și la Dinamo se vorbea de el, și atunci te duci undeva unde pare mai călduț pentru tine, jucător cu experiență. Gândește-te că Hermannstadt a negociat inclusiv cu Budescu, care are un salariu de peste 10.000 de euro, adică bănuiesc că au fost și ei undeva foarte aproape până să ajungă Sepsi. Acolo era gratis, Daniel, că era nașul cu finul. Nu, cred că nu există. Nu există? Nu există gratuitate. Nici măcar pentru câteva luni? Nici măcar pentru câteva luni, că eu cred că totuși cei de la Hermannstadt aveau nevoie de Budescu și în Liga 1 dacă ar fi promovat. Adică nu l-ar fi lăsat, bun, îi ajută acum cât au nevoie, dar ideea e să meargă mai departe, să joace în continuare. Iar la nivelul ăsta, la o echipă cum e Hermannstadt, Budescu putea juca și din plăcere. La FC Voluntar deja e o presiune, pentru că aici ești pe locul 3, trebuie să te menții în play-off, pretențiile sunt cu totul altele. La Hermannstadt era și nivelul mai scăzut și nici pretențiile atât de mari. Da, oricum, e mai greu de jucat, Daniel, la Liga a doua, și ne ducem aminte de fiecare dată când ne spunea Gabi Tamaș. Liga a doua e dificilă pentru jucătorii cu mare experiență și probabil că și Budescu a gândit și din acest punct de vedere. Liga a doua e mai puțin tacticizată, vorbeam noi de fiecare dată. Ritmul este altul, da, spațiile sunt mai mici. Ca Budescu te remarci mai mult într-un nivel mai scăzut decât undeva unde ești la un nivel foarte ridicat și jucătorii sunt aproape de nivelul tău sau peste nivelul tău. Și dacă la Liga a doua, Daniel, vine unul cu o coasă din aia așa la prima atingere de balon, că se întâmplă și te-a scos din circuit, ce faci? Nu mai e ca pe vremuri, dar contează, cred că la Budescu a contat și faptul că e foarte aproape de casă. Da, exact, asta a punctat și el, și eu, care îl și cunosc destul de bine pe Budescu. El e un tip comod așa, îl vedem și pe teren, dar și în viața de zi cu zi vrea să fie aproape de casă, da? No, dincolo de bani și de alte lucruri. Vorbește destul de greu așa, adică de parcă de-abia îi smulgeam așa vorbele, știi? Adică el este un tip elegant. Am fost cu Budescu în diferite ocazii, inclusiv la Bușteni, unde a fost declarat cetățean de onoare, Daniel. El și Ali. Nu numai el, adică Simona Halep, Lucian Bute, adică nu știu ce avea Ali. Și Adrian Mutu, cred că este. Da, dar nu știu ce avea Ali Bec, de exemplu, cu Bușteniu, ca idee. Dar Lucian Bute ce avea? Păi, Lucian Bute era gălățean, ca și edilul de acolo. Adică erau niște legături. Minutul 40 în partida dintre CSA Steaua și CS Tunari 2-0. Nu am mai reușit să luăm alte telefoane, pentru că sunt echipele implicate în această perioadă în meciuri de verificare, așa cum urmărim la Metropola TV pe ecrane două astfel de partide. CSA Steaua, CS Tunari 2-0, respectiv Petrolul Astra. Este în continuare 0-0 și vedem fanii Petrolului, vreo 200, ne spunea Marian Dima, prezența acolo pentru a lua un prim contact așa cu echipa antrenată de Nicolae Constantin, care nu va avea, Daniel, zic eu, viață ușoară, pentru că de Petrolul, spunem, primul meci și noul sezon este la Timișoara, cu Politehnica, o echipă care are mare nevoie de puncte și unde se vede, parcă, mâna lui Nicu Croitoru, tehnicianul care a preluat-o pe finalul anului trecut. Dați seama că sunt echipe care fiecare punct va fi important. Acum nu vorbesc de play-out, da? Cum ar ajunge Timișoara, dar ei cu fiecare punct adunat vor fi mai sus atunci când începe play-out. Un pas către... Adică nu se pot... Asta este marele avantaj al play-off-ului și play-out-ului, că nu se pot vorbi de anumite aranjamente, că las că le dăm meciul, că nu știu ce. Când erau 18 echipe sau 20, erau unele pe la locul 8, 9, 10, 11, care mai băteau odată acasă, mai pierdeau în deplasare și aveau un culcuș foarte bun. E, acum la play-off și la play-out nu-ți permiți nici dacă ești ultima clasată să dai punctele. Da, Petrolul evoluează, spuneam, că tot ne referim la echipa pregătită de Nicolae Constantin la reluarea competiției 26 februarie, evident, în direct aici la Metropola TV și Sport Total FM, la Timișoara cu Politehnica, după care urmează, Daniel și dragi prieteni, un meci dificil, spun eu de pe acum, pe teren propriu, cu FC Buzău, echipa de la care am vorbit puțin mai devreme cu Marin Mitran, aflată în cantonament la Râmnicu Sărat. Prima victorie amicală din acest an, 5-1, cu echipa locală de Liga a 3-a, poftă de gol pentru FC Buzău. Petrolul însă, iată, deocamdată la egalitate cu cei de la Astra Giurgiu în meciul care are loc pe teren sintetic la Câmpina. Sunt și multe alte echipe care susțin astăzi jocuri de verificare. Unele încep, Daniel, cu meciuri mai ușoare, așa, cu echipe de Liga a 4-a. Se spune că e foarte important acest prim meci. Să câștigi, să capeți încredere, cam așa spun jucătorii și antrenorii. Da, în general, antrenorii fac lucrul ăsta tocmai pentru a-și definitiva planul tactic. Apoi merg pe performanță și pe profunzime, pe lucruri eficiente. Dar, pentru moment, eu cred că e o bună readaptare la terenul de joc. Pentru că gândește-te că dacă era un teren prost, apăreau și accidentările. Așa este foarte, foarte simplu. Da, și sunt multe echipe care vor rămâne în țară, altele vor pleca și în cantonamente, în străinătate. În Turcia rămâne destinația cea mai importantă și pentru echipele de Liga a doua. Câteva dintre ele se gândesc la acest lucru. Și Petrolul se află printre formațiile care ar urma să plece în Turcia în perioada următoare, dacă lucrurile vor merge bine din punct de vedere medical. În schimb, iată, spuneam puțin mai devreme, FC Buzău nu mai merge nici măcar în Republica Moldova, nici în Ungaria, așa cum era stabilit inițial programul. Minutul 43, CSA Steaua, CS Tunari în continuare 2-0, în timp ce la Câmpina, în partida amicală dintre Petrolul și Astra Giurgiu, este 0-0. Minutul 42, nu știu cât de relevant, Daniel, poate fi, nu, în prim meci amical. Echipele vin după perioade solicitante din punct de vedere fizic, pentru că asta a fost în primele zile de antrenament, după terminarea vacanței, nu? Încet, încet vom vedea, poate, și prestații amicale de mai bună calitate. Probabil că acum e și un soi de relaxare, da? De adaptare la ceea ce s-a întâmplat. Mai vezi mingea și gândește-te cum erau în iernile precedente sau acum un deceniu sau două, că nu se vedea mingea. Concepția antrenorilor era acea pregătire fizică spartană și era o adevărată bucurie când pe noroi sau pe zăpadă primeai mingea. Au trecut vremurile alea. Acum, iată, intri direct pe teren, nici nu se mai merge în cantonament. Sigur că nu e un argument, care are legătură cu COVID-ul mai mult decât cu condițiile de pregătire, pentru că foarte multe echipe se tem să meargă în Antalya sau în alte țări. Dacă devin pozitiv pe acolo, trebuie să intre în carantină, lucrurile sunt foarte complicate și atunci prefer să stai acasă. Da, depinde de echipă, Daniel, pentru că sunt antrenori, unii dintre ei cu nume, care continuă să urmeze acest program. Iată că Dorinel Munteanu, cu Oțelul Galați, este la Vatra Dornei, unde înțeleg că este și zăpadă. Și vorbeam cu un jucător de acolo, chiar niște antrenamente dificile cu Dorinel Munteanu, care menține această linie. Primul cantonament la Vatra Dornei, aflat în derulare, după care cei de la Oțelul încearcă să plece în Antalya. Adică pare bine creionat așa program. Întâi pregătire fizică. Să faci pregătire și după aia meciuri. Da, adică e... Dar să știi că și pe vremea când era la Oțelul și a luat campionatul, Dorinel Munteanu a fost cu Oțelul în cantonament la Trei Brazi, la Predeal. La Predeal, acum, da. Și alerga pe pantele alea, adică el a rămas cu o anumită filozofie de pe vremea când era jucător, probabil că l-a avut antrenor și pe Florin Halagian când a fost la FC Olt, și așa erau cantonamentele atunci. Da? Așa se făceau cantonamentele. Pregătire fizică spartană, apoi meciuri și începea campionatul. Da, așa, fiecare antrenor are strategia lui. Apropo de asta, știi că mai povesteam eu, Daniel, prietenul nostru, Fanenanu, venea cu echipa pe care o pregătea Minerul Motru în cantonament la Sinaia și asistam și mi-era parcă milă de jucătoria și eram nevoie să-l întreb pe Ștefananu. Zic, mister, medicamente, susținătoare de efort, le dai ceva? Ce sunt alea, mă? Nu există așa ceva. Mâncare și atâta. Serios, dar echipa avea o pregătire fizică, Daniel, care îi ținea pe jucători în campionat. Băi, alergau oia de... Prin asta băteau adversarii, în primul rând. Apropo de antrenor, că fiecare are strategia lui și na, nu poate fi contestat. Merge pe aceeași linie Dorinel Munteanu în încercarea de a aduce Oțelul Galați în Liga a doua și alții tehnicieni. Alții nu, uite cum e Daniel Oprița, preferă varianta unui cantonament acasă, având toate condițiile din acest punct de vedere. FC Buzău, de altfel, rămâne acasă la Râmnicu Sărat Și vedem în continuare restul evenimentelor de astăzi. Epuizăm și această oră din emisiunea noastră de astăzi. Ne vom întoarce după ora 13 cu telefoane în direct, de această dată după ce se termină jocurile amicale, în care sunt angrenate multe echipe de Liga a doua. Rămâneți așadar alături de Metropola TV și Sport Total FM.